Începem să voluntariatul. Voluntariatul este o muncă benevolă adusă societății. Ce înseamnă benevol? Înseamnă de bunăvoie. Și e neplătit. Eu sunt voluntar de 2 ani și jumătate în cadrul filialei de Cruce Roșie Brăila. În tot acest timp am acumulat informații, am participat la diverse tabere, unde am fost instruit de la acordarea primului ajutor până la intervenția și prevenția în caz de dezastru. Iar în momentul actual sunt singurul voluntar din Brăila care știe să organizeze o tabără de sinistrați. Ce beneficii puteți avea în urma voluntariatului, nu neapărat la Crucea Roșie, dar și la alte centre unde puteți face voluntariat? În primul rând este acel contract de voluntariat în urma căruia puteți beneficia de o adeverință, care adeverință vă poate deservi mai târziu la un dosar, dacă vreți să aplicați la o facultate în străinătate sau la o facultate pe dosar. Desigur că voluntariat înseamnă munca cu oameni, în primul rând. Ești în contact permanent cu persoane, cu alte persoane. Asta te ajută să te dezvolți pe plan personal, intelectual, îți dezvolți vocabularul, îți dezvolți abilitatea de a vorbi cu alte persoane, de a comunica. La noi, la filială, pentru a începe cursurile teoretic, trebuie să faci 30 de ore de voluntariat. Iar aceste 30 de ore de voluntariat se fac de obicei în cadrul programului Banca de Alimente. Acest program constă în strângerea de alimente și donarea lor către familiile nevoiașe din județ și din alte județe, dacă este nevoie. Se împart pliante în Carrefour. E parteneria cu Carrefour acesta. Iar acolo se intră în contact direct cu oamenii. Voluntarii noștri sunt pregătiți pentru așa ceva și asta îi ajută. Ce calități ar trebui să aibă un voluntar? Păi depinde în ce vrea el să acționeze ca voluntar, pentru că nu neapărat trebuie să fii voluntar la Crucea Roșie, cred că eu sunt de partea Crucii Roșii. Voluntariatul la Crucea Roșie chiar nu este pentru oricine. Trebuie să ai o tărie de caracter să poți să aplici în viața reală acele manevre de prim ajutor. Trebuie să fii foarte curajos și să nu te pierzi. Iar pe partea de social, a Crucii Roșii, când mergi și vorbești cu oameni și încerci să afli de la ei ce s-a întâmplat, povești de viață, cu ce îi poți ajuta și așa mai departe, din nou trebuie să fii oarecum pregătit. Deci, trebuie să fie, în primul rând, un suflet mare, să spun așa, și deschis la nou. De aceea, eu cu voluntarii mei încerc să îmbunătățesc în permanență partea de social și partea de comunicare, atât între noi cât și cu cei din exterior. E dificil, dar cum spun de fiecare dată, noi suntem acolo să învățăm împreună. Nu am venit eu învățat, nu au venit nici ei învățați, învățăm împreună. Nu li se reproșează niciodată unde au greșit, ci eu întotdeauna am mers pe principiul, ok, ai greșit, uite, acolo ai greșit, haide să revenim împreună, să vedem unde ai greșit și ce poți schimba, ca să nu mai greșești a doua oară. Atmosfera este în timpul cursurilor. Ok. În timpul cursurilor, atmosfera e uneori tristă și monotonă, alteori foarte energică, foarte veselă. Totul ține de starea de spirit a voluntarilor de ziua respectivă. Am grupe de voluntari de 10 voluntari și am grupe de 50 de voluntari. 40. E greu să lucrezi cu atâți oameni. Probabil domnii profesor și doamnele profesor știu ce zic. Da. Da, e
atmosfera de prietenie, în primul rând. Adică, cât timp ești la curs, ești prieten cu cel de lângă tine, indiferent dacă tu în afara cursului nu îl suporți. E o regulă nescrisă, ca să zic așa. Ok. Dacă mai dorește cineva să afle, nu neapărat despre Crucioroși. Activitatea în Crucioroși e limitată cariera la medicină? Nu. Bun. Ok. Mersi de întrebare. Eu ar fi trebuit să fiu student în anul întâi la medicină. Am terminat liceul anul trecut. Nu am intrat la facultate. Nu consider asta un eșec, ci consider o portiță spre a îmbunătăți cunoștințele și a îmbogăți cunoștințele. Nu trebuie să facem niciodată o tragedie din faptul că nu intrăm la un anumit liceu, la o anumită facultate, pentru că trebuie să gândim că întotdeauna e loc de mai bine și e loc să ne dezvoltăm. Cum am zis, eu am dat la medicină, nu am luat. Nu îți limitează activitatea la medicină, absolut deloc. Chiar foarte mulți voluntari au venit pentru că vor să dea la medicină. Și cam 90% din cazuri, când îi întreb de ce ați venit la Crucea Roșie, îmi spun că au venit pentru că vor să dea la medicină. Abia apoi alte motive, ca să spun așa. Te ajută într-o oarecare măsură, pentru că ești pus încă din timpul liceului față în față cu cazuri cu care vei avea de-a face mai târziu la facultate sau după facultate, dar asta nu înseamnă că trebuie să te oprești din a învăța pentru facultate. Voluntariatul e ca să-ți umpli timpul liber, să spun așa. Poți face o carieră din asta, dar e foarte greu. Și de multe ori trebuie să ai în spate o facultate de sociologie sau psihologie, da, anumite facultăți care pot fi benefice în relațiile cu oamenii, sau de asemenea facultatea de medicină, de asistență medicală generalistă, pentru că sigur că da, la Crucea Roșie avem și medici sau asistenți angajați care țin cursurile de igienă, cursurile de prim ajutor cu persoanele care vin din exterior. Eu sunt leader trainer doar al voluntarilor. Pentru restul cursurilor care sunt oarecum obligatorii pentru profesori, se ocupă o doamnă doctor. Cum am ajuns leader trainer? Păi, să zic așa, povestea mea, cum am ajuns în primul rând la Crucea Roșie, pentru că tot de la bun început. Am ajuns la Crucea Roșie în urma insistențelor unor colegi din școala generală, eu fiind clasa 9. Am fost la concursul sanitarii pricepuți cu echipajul de la mine din liceu. Am ocupat locul 3 la nivel județean atunci și mi-a plăcut foarte mult. Atunci, în momentul acela, la concurs, am făcut cunoștință cu doamna director de la noi, de la Crucea, cu doamna Focșa, cu lider trainerul care era atunci, Ana Jipa, care mi-a fost și mie trainer. Și mi-a plăcut de ei, mi-a plăcut că erau niște oameni calzi, deschiși și care aveau dorința de a împărtăși din ceea ce știu ei. Și asta m-a determinat oarecum să îmi doresc și mai mult să vin. M-am înscris, am ajuns acolo, am început cu cele 30 de ore de activitate la banca de alimente. Eu sunt o persoană care nu prea îi place să vină cu ceva pregătit de acasă. Adică să mă duc să zic o poezie așa, când dau un client din acela la banca de alimente, uite că se întâmplă nu știu ce. Nu-mi place, nu sunt genul de persoană. Îmi place să lucrez cu oameni, dar nu așa. Și m-am implicat din ce în ce mai multe activități. Inițial am fost numit lider de activități, adică aveam în grijă anumite activități. Mă duceam și supervizam voluntarii și le spuneam, uite, tu trebuie să faci aia, tu trebuie să montezi cortul, tu trebuie să faci demonstrația de prim ajutor și așa mai departe. Apoi Ana Jipa, care a fost trainer înaintea mea, trebuie să plece la București, la master, și trebuia să aleagă pe cineva dintre voluntari. Inițial am fost 3 băieți, eu și încă 2 colegi, care acum sunt la facultate. Și pentru că ei au zis că
nu își doresc chiar atât de mult, pentru că trebuie să își urmeze facultatea și așa mai departe. Eu, rămânând acasă, am zis, ok, eu voi fi trainerul. Și sunt de aproape un an trainer. Trainer, ce înseamnă trainer? Am auzit aici întrebare. Ok, trainer este antrenor. În traducere liberă, din engleză în română. Adică, eu mă duc ca un fel de profesor. Mă duc și le predau cursurile. Bine, nu singur, mă ajută... Sunt două dintre colegele mele aici în spate, care mă ajută. Sabrina și Briana. Asta înseamnă trainer. Ești instruit pe o anumită categorie de... Să zic, pe o anumită materie. Și tu te duci și o prezinți oamenilor, dar nu e ca la școală, că nu te duci și scrie acolo ce zice profesorul. Tu te duci și cu omul ăla ești la un oarecare nivel de egalitate și învățați împreună. Întreptat, porniți de jos și ajungeți sus. Cum și eu am ajuns de jos sus. Bine, vă dați seama că la început, ca trainer, am fost blamat și mi s-a zis că, vai, că tu ai ajuns acolo. Că... nu știu ce și nu știu cum. Dar nu e adevărat, am ajuns prin muncă și toți prin muncă putem ajunge sus.